metrô. Colonia cantonului ca să primim toți. Sunt copii bolnavi, sunt copii care umblă la școală, n-au condiții ca să meargă la școală, sunt dezbrăcați și aș dori să ieșim și noi de aici și să primim și noi locuință. Că sunt foarte mulți copii care îs bolnavi cu handicap, cum îs și eu. Am fetița aia cu handicap, cum știți, toată colonia știe. Eu n-am avut locuință niciodată. Mi-am depus dosarul la doamna Enichen. Și încă nu-i niciun... La primărie. O dus doamna Enichen. Și aș dori să ies de aici cu a mei 6 copii, că am copii mari și lucrează toți, lucrează copiii mei. Și aș dori să ieșim toți, numai eu sau copiii mei, toți de aici. Că ne-am săturat. Mizeria asta, toxicul ăsta ce e aici și vine din rampă. Mai ales fetița, în fiecare săptămână tot bolnavă. Trebuie să ieșim de aici, să facem tot motivul posibil să ieșim. E nevoie acum de o acțiune politică din partea tuturor, la nivel local și la nivel central, la nivel personal și la nivel instituțional. Este urgentă și necesară organizarea, mobilizarea și sindicalizarea lucrătorilor în jurul dreptului la locuință, oprirea evacuărilor forțate și este o urgentă nevoie să fie creat un fond adecvat de locuințe publice. Blocul pentru locuire s-a constituit în urma acțiunilor grupurilor militante pentru dreptul la locuire, dreptate locativă și dreptul la oraș. Acestea sunt Căști Sociale Acum, Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire, Eromia, Dreptul la Oraș, dar și prin prisma celor trei forumuri pentru justiție locativă organizate împreună în ultimii ani. Blocul pentru locuire e o inițiativă descentralizată de organizații ce luptă pentru împuternicirea și organizarea politică a comunităților în jurul acestor revendicări. Blocul are o structură deschisă care acționează pe baza principiilor adoptate și doresc să se implice în acțiunile sale comune. Principiile. Revendicarea dreptului la locuință și a altor drepturi social-economice pentru toți. Susținerea dreptului clasei lucrătoare, inclusiv drepturile persoanelor care lucrează în economie informală, persoane care lucrează în gospodărie fără să fie plătite, cerem dreptul acestor oameni la locuințe adecvate. Un alt principiu este antirasismul și lupta împotriva rasializării sărăciei. De asemenea, susținem împuternicirea femeilor față de sexism, rasism și clasism. În special, susținem drepturile femeilor afectate de lipsa unei locuințe adecvate. Susținem mobilizarea împotriva diverselor forme de inegalitate, exploatare și excludere socială, locativă și teritorială. Sprijinirea participării directe în acțiuni a grupurilor afectate de lipsa unei locuințe adecvate, de evacuări și de alte forme ale nedreptății locative. Episcopul cantonului în casă. Am un copil de 5 ani. Mi-aș dori ca el să aibă o casă dacă noi n-am avut. Noi nu știm ce să le condiții, să luăm în aia bună. Noi știm să ne spălăm în covată. În societate suntem nu romi, nu țigani, suntem șori. Am lucrat 5 ani în comerț.
Am 15 clase, ceea ce înseamnă că am 2 meseri la activ, dar oriunde mă duc și zic că stau pe strada cantonului, ești ciorul. Nu contează că-s bine îmbrăcată sau că-s spălată sau că nu spălată. Pur și simplu, dacă stau pe cantonului, își cioră. Asta e eticheta pe care o am, nu numai eu, și majoritatea care stăm aici. În primul rând, primăria ar avea posibilitatea să ne ofere mult mai multe decât ne oferi până acum. Fiind copil, ni s-o promis multe. Fiind adult, ni s-o promis și mai multe. În primul rând, s-o promis că dacă votez, o să ai unde să stai. Ei, să vă spun că da, am avut unde să stăm. În cocioabe ridicați din noi. Ne-a luat foc baraca acum 10 ani, eram în clasa a doua sau a treia. Să vă spun sincer, primăria ce ne-a dat? I-a zis la mama, pleacă, o evacuat-o. Ei au adus-o aici, ei au evacuat-o aici. În al doilea rând, cine ne-a ajutat mai mult? Asociația aici Homo. Ei ne-au dat materiale, ei ne-au dat o căsuță din termopan, ei au încercat să facă ceva pentru noi. Primăria, să nu văd ce a făcut primăria. Absolut nimic. Cum stă acum cu mâinile, să nu stă așa. Clădiri gole, nu-i numai asta de aici. În sute în oraș, îți mii. Dar face cineva ceva. Dacă mergi și vrei tu ca să intri în ea să-ți facă un contract, poate îți cer 1000 de euro pe ea ca să poți să stai în ea. Și nu e a ta, e chirie. Și atunci, din ce trăiești? Pe lângă faptul că suntem tineri și ne-am făcut și copii, e vina noastră, normal, că așa au fost anturajele unde am stat. Dar asta nu înseamnă că nu avem dreptul la viață sau la lucru. Deci, după 5 ani de lucru în comerț, ești nemicioară. Să te gândești cât de rău te simți. Pentru simplu fapt că stai pe canton, să zică colegii, acolo stai. Nu, mă, frate, că stau în vila aia de peste drum. Dar fiind serios. Și eu plătesc taxe la impozit și mie mi se trage din salar multe, cum mi se trage și la alții care au casă. Și mie pentru ce mi se trage? Pentru faptul că stau într-o cucioabă. Dacă mă duc la medic, pentru ce am asigurare? Să mai plătesc bani? Că țigancă și nu pune mâna pe mine dacă mi-i pun ceva în buzunar? Sau pentru că zic că zi pe cantonului mă pune ultima la coadă cu toate că am intrat prima în sala de așteptare? Dacă copilul meu are o problemă, să fiu sinceră cu voi, ultimii bani de casă îmi trebuie să mă duc la privat. Pentru că la asta dacă mă duc, e cioră, e pui de cioră. Și așa umblă cu el. Pentru ce? Ce vină are ăsta că s-a născut pe cantonul? Are vreo vină? Nu are. De unde era eu să știu, o viață întreagă să rămână aici. Nimeni nu știu lucrul ăsta, pentru că mi s-au promis multe. Dar de-aia, mulțumim la primărie. Să mai aștepte să mai votăm. Și un mesaj pentru autorități? Autoritățile? Care? Astea de la noi? Da. Ce să spun de secția 7, că e vândută? Sau de care să-ți spun? Eu mă gândeam la autoritățile din primărie. Din primărie? Păi hai să vă spun cum stă faza și în primărie. Când te duci să-ți faci buletinul, sau merg cu buletinul la ei, te întreabă ce e ăsta. Și ce i-a spus? Ce mi-ai eliberat tu? Și-a zis, cum adică? Păi asta e cartea mea de identitate, ăsta e buletinul meu, tu mi l-ai dat. Ăsta e buletinul vostru? Da, ăsta e buletinul meu. E provizorul, e pe un an de zile. Când m-am dus să mă angajez, mi-a zis șeful la lucru de muncă. Dar asta ce e? Buletin. Așa ceva n-am mai văzut. Am fost nevoită să schimb buletinul în cartelă, să mă duc să dau la 5 milioane să fac un buletin. Ca să pot să mă angajez. Am vrut să fac școala de șofer. La fel, dacă n-am avut domiciliu, să nu vă zic ce puteam să fac, nu? Și așa că, uite, ne-am schimbat buletinele, pentru că oriunde mergem cu buletinele provizorii, râde lumea, nu numai că râde lumea din noi, dar habar n-au ce-i ăla. Se întreabă ce-i ăsta? E buletin. Să uite unul la altul, râd, așa ceva n-am mai văzut. Asta fac autoritățile din primărie pentru noi. Ne dă o foaie să ce? Nici la baie nu pot să merg cu ea să luăm baia bună, nu? Dacă nu-i recunoscut ca buletinul ăla tot ce de el ți-l dă, nu-i recunoscut nicării. Pentru ce lui? Că ai un CNP trecut pe el și ai o poză. Hai să fim serioși, dă-i-o la un copil de clasa întâia cât să face și el singur. Dacă îi explici ce să facă, nu? Copilul meu are 5 ani și vorbește engleză. Da, păi să vă gândiți un copil de clasa întâia dacă îi dai să facă un buletin de la nu ți-l face. Asta face autoritățile pentru noi. Dacă mergem în primărie să cerem un act sau ceva, îl primim și noi după 2, 3, 4, 9, 5, 9, depinde când au cheie. Ne facem ajutor social și cantină. S-o zicem și pe aia. Pentru ce? Că pentru mâncarea aia lucri mai mult decât ai lucrat într-o firmă. Deci eu într-o firmă lucru 8 ore pe zi, 21 de zile pe lună. Ei ajung să lucre și 10 zile pe zi, 10 ore pe zi. Și depinde de porții, că dacă ai mai multe porții, poate ajung să lucre mai multe zile, ca mine, ca muncitor.